Săptămâna aceasta, polițiștii de la rutieră au fost cu ochii pe participanții la trafic, care au făcut un obicei de a nu respecta regulile de circulație. După ce pietonii care traversează prin locuri nepermise și șoferii care uită să acorde prioritate au fost sancționați, a venit și rândul celor care calcă prea mult pedala de accelerație. În zilele care urmează, acțiunile se vor intensifica în vederea depistării conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză. După ce au fost prinși cu viteză prea mare, unii șoferi au intrat în silențiu stampa. A fost oprit deoarece ați depășit viteza legală în localitate. Buletinul, permisul dumneavoastră. Nu l-aveți la dumneavoastră? Luați. Unde vă grăbeți? Unde vă grăbeți? Pe lângă amenda pentru viteză, unii s-au ales și cu alte sancțiuni. Cu 6 puncte amendă, iar pentru viteză cu 2 puncte amendă și 2 puncte penalizare, da? Atenție șoferi, polițiștii vor continua să îi vâneze pe vitezomani. Pe parcursul a 2 zile de acțiune, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au aplicat 188 de sancțiuni contravenționale pentru indisciplină constatată în trafic. Dintre acestea, 39 de contravenții au fost săvârșite de către pietoni. 33 de polițiști olteni au fost zilele acestea în stradă, cu ochii, mai ales pe pietoni, cei prinși că au călcat atunci când nu trebuie pe zebră sau pe lângă ea, fiind ușurați la buzunare. Acțiunile continuă pentru depistarea și sancționarea celor care pun în pericol siguranța traficului.